O persoană a fost amendată de polițiștii locali cu 30.000 de lei pentru că a dat foc la deșeuri în cartierul Kunz, punând în pericol ceilalți cetățeni. Polițiștii locali din cadrul compartimentului Intervenție Rapidă au acționat în cartierul Cunț, unde cetățenii care locuiesc în zonă au cerut sprijin pentru a se lua măsuri la un imobil de pe strada Satu Mare, deoarece cei care locuiesc acolo au dat foc la tot felul de resturi, punând în pericol casele din jur. Imediat, polițiștii locali s-au deplasat la fața locului unde au identificat locația, constatând că persoana a incendiat deșeuri din plastic, cabluri, anvelope, auto, toate acestea degajând un fum înnecăcios. Persoana care a dat foc la resturi a fost sancționată cu 30.000 de lei. Nu este prima dată când sunt întâlnite astfel de situații în zonă, fiind reclamate de mai multe ori cazuri de incendiere a resturilor și fiind luate măsuri de sancționare a celor care au fost depistați. Poliția locală atrage atenția că pe lângă lângă disconfortul produs de fumul degajat și amenziile mari, există și un real pericol ca focul să se extindă foarte rapid către case, mai ales că vegetația uscată din jur și temperaturile de afară pot facilita răspândirea focului.